Trăiască nația. Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea sus cu dânsa. Și de ce sus cu dânsa? Și trăiască nația, un singur argument. Suntem români și punctum. Așa spunea tot marele nostru poet gânditor. Mihai Eminescu. Suntem în preajma marii noastre sărbători creștine, nașterea Domnului nostru Isus Hristos, a Sfintei sărbători de Crăciun și în apropiere de sfârșitul anului 2021 și a noului an 2022. Pentru că luna decembrie este o lună deosebit de importantă pentru noi, românii. 1 decembrie, Ziua Națională, apoi Sfântul Nicolae și, evident, sărbătoarea Crăciunului dar și împlinirea a 32 de ani de la revoluția din 1989. Permiteți-mi să aduc mulțumire celor care s-au jertfit pentru ca noi să fim astăzi liberi, să trăim în democrație sau măcar în speranța unei democrații care așteaptă încă să se instaureze pe deplin. Să le spunem odihnă în pace tinerilor, și tuturor celor care s-au jertfit la Timișoara, la București, în alte zone ale țării. Permiteți-mi de asemenea ca la începutul acestei înregistrări să mulțumesc celor care întregul an au ajutat la filmările acestei emisiuni, teme culturale, domnilor Hera și Furduescu. De asemenea, să mulțumesc doamnei director Elena Salub și tuturor Carmen Elena Salub și tuturor colaboratorilor domniei sale. Mulțumiri primăriei Pitești pentru că susține activitățile culturale, atât de multe activități culturale, inclusiv acelor două reviste de impact național și internațional: Revista Argeș și Cafeneaua Literară. Și așa cum îl cunosc eu pe domnul primar Gentea și pe ceilalți, pe majoritatea consilierilor, sunt convins că vor susține și în continuare cultura. Cultura înseamnă investiție, o investiție importantă. A investi în cultură înseamnă a investi pentru prezent, dar a investi și pentru. Un timp mediu și îndelungat. Cultura face educație, cultura ne ține aproape, cultura ne arată valorile noastre, cele strămoșești și cele contemporane. În cultura națională ne identificăm noi ca români. Trebuie să continuăm să învățăm pe copiii noștri, pe tineri să trăiască românește. Dincolo de ceea ce înseamnă europenizare, noi am fost uh, europeni din totdeauna și prin creștinism și prin uh, valorile noastre, toate valorile noastre culturale, prin limba română. Apoi, uh, în, uh, pentru că am vorbit de libertate, permiteți-mi să citesc din uh, volumul acesta Poezii, Poeme, Sonete, Penițe, Hazard, un poem care se numește Libertate. Pâinea mea de toate zilele, cu tine mă satur și foame e iar. Să nu mi te ia vreun nemernic, nevolnic, În fiece clipă, Tresar. Îmbelșugată ești, măiastră, Firavă ca floarea de câmp, Puternică, geologică precum granitul, Falnică ești precum granitul de stâncă, Dureroasă ești precum scaieții prinși, în mătasea pielii, precum țepii, acele, multiplele, sferice ace ale scaieților. Libertate, pofta mea din zori până în capătul serii, mi-e teamă de noapte și de mizerii, de secetă și de imperii, de cutremur, de ghimpii gândului tremur de arșiță și de incendii, ca să nu explodeze, să nu pârjolească scaieții prinși în mătasea pielii, de lași, ca să nu spargă mărețul granit. Libertate, de tine mă las păcălit, de foc peste câmpul de flori și de coasă mă sperii, de măcel și de tun o libertate, vis de nebun, precum stelele în ceruri puzderii, năvalnic, liniștitoare credință, voluptoasă statuie, libertate împreună și vis la îndemână, geologic vis, veșnic, altar și jertfelnic, de nebun și vis de nebună. O libertate. O libertate. Am uh, vorbit uh, în emisiunea trecută despre satul Galeș, cu multele sale frumuseți și cu oameni uh, deosebiți, cu un primar destoinic care am convingerea că va aduce și mai multă frumusețe acestei comune, comuna Brăduleț, Brădulețul Galeșul de Argeș, domnul Iordache. În, între poemele pe care le-am scris, ca și în această carte, Poezii, Fantasteria, am dedicat un poem tot legat de Galeș și de oamenii de acolo. Tata Iisus bate ploaia pe colnic, eu sunt mic, nu știu nimic. Tata Iisus în cimitir, la biserica din sat, orășan înstrăinat cu ițari și cu chimir. Tună ploaia la brădet, în văzduh înalt, discret, doarme mama lângă el, somn de veci, neiertător și dușman. Un cântător sparge aerul rebel Dorm și Sava și Maria. Ca trecut copilăria și a venit vârsta amară, ca o umbră, îngrozită, sună toaca nebunită pentru ei, întâia oară. Urlă ploaia după mal, negrui cerul colosal de anțărți, ori de mai an șuieră șolea la vale, ducând stânci primordiale, jos în matcă pe vâlsan. Trece unchiul sub uluci, sub miresmele de nuci, sus în deal la umezeală, geme ploaia ca turbată, peste rancea întunecată, în slămnești la catedrală. Unchiul hambi trece greu dinspre munte un curcubeu făcând drum spre paradis. Popa trece printre cruci, dă binețe la răscruci într-un colț în paraclis. Un zvon trece, spre corben vin strămoși ardeleni către crai și împărăție, os de domn și de boier, încuscriți cu vreun oier, bunul Dumnezeu să-i ție, sufletul să-l țină închis, că necate toate mis. Doar pe munte cerui roz, când albastrui pe cărare, ca seninul de pezare, fără rele și moloz. Când la uliu trece ploaia cerui roșu la robaia, zi de post și rugăciune, bat călugării mătănii la popor și orătănii, să le facem plecăciune la măicuțe în chili, Înecând ipohondri, să-L slăvim pe cel de sus, La văleni, iar la slănic, toți cu mare și cu mic, Să-L cuprindem pe Isus. Vite trec înspre bârlog, Eu petițam să-L rog să dea drumul la copii, Să se joace în curtea școlii, în uleni, la apa morii de la poduri vis, -a vis Sus, în deal și jos în vale, Fără teorii globale, latră, câini, toaca vorbește, Fără fală și concepte, stau ulucile mai drepte, sună clopot nebunește, ploaia roade și înverzește, Când ev mediu creștinește, cruci, își fac pe la răspântii, la troițe cu icoane, moșii, babele vădane, înțărcate la năzbătii. Peste plaiuri trec lăcuste cu picioarele robuste și cu aripe de scuturi. O fosilă trece vie pe sub apa străvezie, pește mic de la începuturi. Vărul Dan și cu Ruxandra, când treia și popa Amanda, plănuiau la coana moașă să o în deal la corbi, or să prindă pești orbi pe sub pietre cu cocoașă. Iar pe roți de cașcavală, pe dovleci portocală, stau cu sfinții printre stele, or pe tronul cu mălai, Gabriel și cu Mihai, prinși în târne de nuiele. Rai prin sălcii, la gârlici spre moșie trec bârdici, gâzi la fânul din căruță, ca trecut mai ieri pârleazul, rupt de fiare ca zăgazul, bătrând drumul neneauță. Și să nu ne ducă vântul, până ne-o înghiți pământul, au rămas ca sfinții Ana, să ne spună lungi povețe, tot de bine să ne învețe Nea Ion și cu Varvara. Cu tălică și matale, Sfânt Iisus ne iese în cale. Nu ne roagă, nu ne ceartă, dar ne spune prin uluce, răstignindu-se pe cruce, că pe rând pe toți ne iartă. Printre prun și printre clăi cu tovară și dulăi, sărind garduri și pârleazuri, dor de atunci și dor de frate când visam pe destulate, fără spaime și necazuri, ah, mi-e dor de toți și toate, câte au fost neferecate, cum mi-e dor de mica mare, dusă în sat de mult săraca, la povarnă, ori cu vaca, ori turistă în ursa mare. Alții noi, aceeași vatră, ticăloasă ploaia latră sus la luna ipocrită. Toți la țară, la moșie, domni, țărani cu pălărie, zac sub bolta spălăcită. Gândul meu plutește greu, înecat în heleșteu, Ferecat sub apa verde. Sufletul e dus departe, printre gândurile sparte, sub lumina ce se pierde. Bate vântul pe colnic, las să bată, nu-i nimic. În oraș, un jaf armat, o vecină de la bloc cântă și dansează rock, fum, și arș la combinat. Știri zălude, mincinoase, trec prin oameni, trec prin case, vești ca fumul înăcrite. Mi-au furat mai ieri trecutul ca să închei cu începutul două ziare opărite. Ploi se cern, vântul adie, galben, puf de păpădie stă, sub pas și îndepărtare. depărtare. Tata Iisus, Tatăl cel Mare, ne primește cu bunare, noi îi cerem îndurare. Peste galeș nor se duc, cântă în gard un pui de cuc. Doamne, binecuvântare! o altă poezie pentru că luna decembrie este luna marilor noastre sărbători odă țării mele de vorbei plină visteria în țara mea fantasteria iar tu ce cauți har în toate înfruptă te pendestulate Șezdar, efendi, aferim. E vremea azi să belferim. La Dorohoi ori la Stambul e timpul marele pendul. În minarete și moschee, plecate frunți peste trofee, petrec în golfuri bizantine, ecouri sfinte, levantine. Vindeam zacuscă și ciubuce, la slugi cu fețe eunuce, la boierime și la popol, medelnicer în Sevastopol. Serveam la mese șapte prinți, prințese date pe arginți, cu buzunări fără un sfanț, la Preacurvia din Bizanț. Apoi recad în lumea mea la fel de bună orderea să ard în lumea cea nebună câte în stele, câte în lună, visând pulsarii și navete, ori cifre luate pe îndelete, bătut în frunte de o isteață, n-am altă rimă, cu mătreață. Cel care a ars cuvântul. E o poezie tot referitoare la libertate. Adresată celor care au pus sau vor să pună românilor mâna în gât și pumnul în gură. Cel care a ars cuvântul, celui care a ars cuvântul, rug să îi fie propriul lui cuvânt să fie chinuit de vorbe la vama minții siluite la vama slovei drămuite să robotească în arhiva vremii descoperind cuvintele furate să descifreze semnele golgotei mușcat de moarte de vreun verb să-i crească substantive în carne și adjective grele în spate, să ducă în drumul lui Sisif. Orice cuvânt să-i steie nod în gât, de va îndrăzni să-l taie din răbojuri. Celui care a ars cuvântul, rug să-i fie propriul lui cuvânt. Și apropo, am citit un lucru incredibil. Și nu are importanță despre cine e vorba, cum se numește persoana respectivă, la ce școală predă, din ce oraș este. Dar fiind și profesoară de română, profesor de română, a că n-ar fi rău să fie scoase din manuale anumite cărți și să fie scoși anumiți autori. Între care? Creangă. Negruți. Sadoveanu. Ioan al lui Rebreanu. domnișoară sau doamnă sau celor care vă seamănă. Cum să scoatem din manuale texte care ne reprezintă, texte în care ne identificăm? Pe ce motiv? Că în romanul Ion sunt scene violente, să uităm suferința țăranului român și dragostea lui pentru pământ și pentru femeie, pentru femeia iubită, ce să învățăm pe copii? Să scoatem textele lui Creangă pentru că au regionalisme, provincialisme, Da, limba română din asta e făcută. Din limbă literară, din stiluri funcționale și din registre ale limbii. Provincialismele sunt superbe, sunt frumoase, educă. Oare nu știți dumneavoastră că la sfârșitul fiecarei cărți de poveste sau la amintiri există glosare de cuvinte în care cuvintele sunt explicate? Să luăm arta cuvântului la creangă. Păi o luăm și de la Eminescu înseamnă, o luăm și de la Sadoveanu, care trăiesc prin cuvânt, prin farmecul cuvântului. Să nu fi învățat până acum lucrul acesta și să învățați pe alții ce? Propunerea ca aceste texte să fie înlocuite cu texte din literatura contemporană. De acord, să fie mai multe texte din literatura contemporană. Ca acești copii să vină și în prezent. Dar nu distrugând istoria literaturii române, cărțile ei fundamentale. Să nu citească Baltagul, dar Baltagul e legat de Miorița. Și am mai auzit pe cineva, chiar mai multe voci, de ce să învețe Miorița, să le predăm la școală Miorița, pentru că acolo doi ciobani din trei sunt ucigași. Dar e un mit al morții. De adâncă profunzime, pătrundeți textele, Doamne iartă-mă, pătrundeți-le în esența lor. Cum să nu audă de miorița? Nu trebuie să învețe pe de rost, dar trebuie să le explicați. Inclusiv durerea măicuții bătrâne, care își caută feciorul. Ce e rău în asta? Câtă tristețe e acolo și câtă înălțare a spiritului. Păi să nu mai auzim nici de monastirea Argeșului, pentru că Manolio zidește pe Ana și nu dă bine să ne zidim nevestele. Atât de mult ați, ați coborât, profesor de română? Ce poți să zici? Nu poți să zici decât Doamne iartă-ne. Să citim o odă dedicată unor cai. Odă cailor de cretă. Și tuturor cailor, aceste animale fabuloase, Odă cailor decretă din vitrina indiscretă, Cailor sirepi din basme, din pădurea de fantasme, Cailor mărunți cu coamă de țigani făcuți pastramă, Celor iuți de sânge pur, odă fără decusuri. Calului de lemn, visat de băieții de la sat. Calul din copilărie, singur, fără herghelie. Goanei calului arab, cal de domn și de nabab. Umbrelor de pe pereți, cai verzi și cu sticleți dar și lui calul muncit, fără glorii răsplătit, cărăuș și de povară, stors de omul de la țară. Odă calului de stepe și la mânji lor și iepe, cal mongol și de husar, calul nobil de barbar. Armă sarului țintat, prin văzduhul nechezat, cozi în sus făcute smocuri, prins la mânzele în focuri. Cailor serviți la masă și suratelor de rasă, prinse în sticlă și în vitrine, roibi și gloabe, cabaline. Faimei pietrelor egvestre, ori aiepelor buestre, perimate ori la modă, tuturor această odă. Doamne, peste țara mea plutește speranța, ca o lehamite balcanică. Ceas de ceas sporește precum aluatul miroase a drojdie și a tescovină pe cărările patriei pietruite evropenește. Undeva în suflet bate un ceas de aur. Tic, tac, tic, tac, tac toate spovedanile, cuvinte irosite unor strămoși vânzători. Doamne, ca să se curețe de o sândă, arde în rug înăuntru ca un vulcan de reproșuri. Călăi sufletului meu rag ca vitele la tăiere, că otrăvită li mintea de gânduri puhave, că sufletul lor fusese cenușă doar pentru mâncare și somn, că trupul meu oricum plătiva tribut ca să casc ochii bine și să nu-mi sufletul întărit împietrit că trăiască ei ca animalele și nu ca oamenii Aleluia 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 peste țara mea plutește speranța o poezie dedicată fiicei mele, Alexandra. Poezia se cheamă Alexandrii Alexandra. A lareli, o lareli, cu păr roșcat și ochi verzi privind atent sub pălării, cu trei amanți și cu iubite, cu patimi, israelite și cu mințiri aramaite. O, la reli, a la făptură de cuvinte a rămi, te-am zămizlit în poezii și te botez în legea mea. Te rog, rămâi, nu mai pleca, Alexandrii, Alexandra. O, la reli, la relia, culori orientale măslini, cu miros mări portocalii. Să fiu doar robul tău cel slab, mă dun pustiul tău arab să-mi pui coroană de nabab. Cu ochii trezi și mere coapte, te aștepta noapte de noapte să-mi lași pe noptieră șapte iar eu din nou toi misli în mai frumoase poezii a la relii o la relii odă lui Lucian în orezărie. Lucian e un chinez din România Lucian, cu ochii ca secera lunii, joacă în orezărie. Lui Lucian i-au încolțit tălpile sub potopul din orezărie. Cu sacul de orez în spate, gârbovit de gânduri, Lucian cade sub discul lunii. Din trupul lui Lucian a ieșit, un bob de orez, un miliard de chinezi vor avea ce mânca. Fructiera Raiului. El, marele biolog de ignerul lumii, m-a făcut și pe mine. Eva cu părul blond buclat, cu sâni rotunzi ca merele raiului și coapse rotunde, unduinde ca apele Ierihonului. Că lui Adam i s-a luat o coastă și el nici n-a suferit nici nu s-a plâns că uimit era Adam. Pe mine m-a păcălit șarpele și s-a zis că sunt proastă. Dar tu, Adame, să mă fi iubit așa de mult? Era bucurie în Rai și lui Adam era bine că era fructiera Raiului plină. Adame, Adame, de ce ai furat? Mai dă-mi un semn de dragoste, Adame. Trebuie să te lași de fumat și nu mai fă ochi dulci bărbaților, că păcatul acesta nu era nici atunci. Eva avea părul lung, buclat. O, o poezie care e legată tot de locurile Galeșului. Pe gale sunt, după mal, e un deal împădurit și cu o poiană. De acolo se merge către pășunea satului, pe Bleica, și mai departe până la vârful Moldoveanu. Un munte se cheamă Dobroneagu. Acolo e și, sunt și două, lacuri lung, lacul Rancea. Iar după mal există lăcuste roșii. Lăcuste mari roșii cu aripile roșii pe care atunci când le desfac se vede culoarea aceasta roșu aprins și fac un zgomot specific acestor insecte când zboară. Eu sunt aerul. Eu sunt aerul de sub aripile fluturilor, de sub aripile marilor lăcuste roșii de pe muntele Dobroneagu, impecabile cântătoare din aripi. Uliul din strâmtorile de alun de pe șolea. Eu sunt aerul, de sub puful măciucilor de trestie de la rancia. Eu sunt până departe aerul de sub pliscul arheoptericilor pelicani, cerul de sub fuselajul mărețelor planoare cu pene. Sunt uneori aerul, de sub osia trenului cu tremurat între șine de fier. Odată, o singură dată, am fost adierea din pletele tale, aerul îndrăgostit, din creștet până în călcâie. Poți trage tu tot aerul acesta în adâncul ființei minunatei, străluminatei, impecabilei tale ființe, căci dojan, câine bătrân. Dojan este numele câinelui din copilăria mea. Doi câini am avut în copilărie. Țuchi și la Reșița un câine negru, tăciune, primise numele după o carte tradusă din limba rusă, după un pui de vulpe, un vulpoi, care a iubit libertatea, care a evadat de 10 ori de la o grădină zoologică din Uniunea Sovietică. În cinstea acestui însetat de libertate vulpoi, tatăl meu a numit cățelul Tsuchi. Și Dojan. Dojan, un câine ciobănesc, o frumusețe de câine, și prietenos. Căci dojan câine bătrân. Nea Ioane, vine ploaia, dinspre fagi, de la robaia, unde ai plecat cu turma? Lupii îți văzură urma prin băltoace cu noroi, urme scurse de la oi sus pe galeș până la lună, ploaia s-a pornit nebună ca să nece om și oaie, sufletele să le înmoaie. Gândul să se primenească altă iarbă o să crească, una crudă și curată, fără mană, fără pată. Te-ai pornit în toiul nopții, dormeau fii și nepoții, erau stele sus pe cer, carul mic, plin de mister, carul mare în vârf cu fân de la marele stăpân, cu lumini, cu sfinți și zeie, sfântul cer, calea lactee, și apoi până mai departe, unde ochiul n-are parte și nici gândul nu cuprinde, numai visul poate întinde. Dar te-au prins din zare ploaia tunet, fulger, gheonoaia, iar acum de dimineață plouă în draci, plouă cu gheață. După mal te-ai dus stălică, Eu sunt singur și mi-e frică. Am visat că lacul lung s-a vărsat și acum plâng. Cum să stai să te ridici? Trece șolea de gârlici și o să intre în sat la noapte cu șuvoaie și cu șoapte. Ce au venit din altă lume cu pietroaie și cu spume, căci la patul meu s-a strâns lacul Rancea și am plâns. Iar vâlsanul ca un fluviu, altă matcă, alt diluviu, apele și reiau măcelul, vrea să ne înnece cerul. Nu mai plânge, mai ne poate. roagă nu mai socoate. L-a răsărit și a pus să-mi dea zile cel de sus. Or de nu să lase urma, Să se întoarcă acasă turma. Căci Dojan, câine bătrân, Știe drumul pe alt tărâm. De-o rău, de-o fi bine, O să-l iau în rai cu mine, Să miroasă urme noi, Să ne scoată din noroi, Să ne aducă iar în sat, Câine blând, om cu păcat. Nea Ioane! ploaia vine și apoi trece ca și tine. Eu aș vrea să mai rămâi. Eu aș vrea să mai rămân. Nu sunt încă moș bătrân. Vine zvon și eu ascult. Rău mi-e frică tot mai mult. Cel de știe să iubească tare aș vrea să mă înzilească cu un an, cu o săptămână, până în vară, ori doar până o să treacă ploaia rece și puvoaiele vor trece. Să trec valea spre colnic și de acolo cu pas mic să dispar. Pierdut discret, mai încet, tot mai încet. Vine tunet, cade ploaia, o să mă rog la robaia și pentru că la granița, aproape de granița noastră, sunt din nou zvonuri de vrajbă, o peniță rusească. Penițele sunt o, o specie literară pe care să zicem că o cultiv eu. Peniță rusească. Cazacioc, cazacioc. Bei o vodcă, ai noroc. Tragi o dușcă și visezi doar imperii și burghezi. Dacă bei în un pahar, la tătuci te închini, la țar. Dacă mai cer două serii, visezi Volga și Siberii. Tot așa din sticlă în sticlă, uiți de tată și mămică și ne tragi un glonț în ceafă pentru încă o carafă. Ori ne tai îndată gazul ca să tacă aragazul, să tăcem apoi și noi, că ne temem de război. E mare și frumoasă rasia, pentru ea îmi scot pălăria, cazacioc, iar cazacioc, să vă fie cu noroc să trăiască băutura și iubirea și cultura. Sper să nu-mi închideți gura. La unchii mei, la și Mătușa Varvara, mâncam uneori ceea ce se numește prăjală. Nu știu dacă cei de mai tineri mai știu mâncarea aceasta. Peniță, rețetă de prăjală. Lui Nenea Ion și mătușii Varvara. În vatră lemne, curmătură. Se pune cratița pe dură, ceva mălai, ceva untură, se toarnă lapte picătură, plo mălai din legătură se duce lingura la gură. Apoi trei ouă amestecate, puțină sare pe furate, toate se frig învârtoșate, se perpelesc în miresmate cu trei cofițe de smântână. Te lingi pe degete, pe mână, mai stai puțin ca să se coacă. Cu lingura de lemn în joacă freci bine întreaga îmbulzeală și tot așa de păcăleală amesteci terciul de prăjeală. Încă o lingură de lapte, întuci să sfârâie cu șoapte, să guste limba din arsură, duci iarăși lingura la gură cu un în bucătură. Te lingi pe buze, taci o clipă. Ce poftă bună, ce risipă, Tot la Galeș există pe Valea Galeșului, e un pârâu și dealul Galeșului, există castravanul. Nu castravetele, castravanul. E o plantă așa, ca un fel de iarbă cu frunză mai lată, seamănă cu leușteanul. Și are frunza mult mai mare, e acrișoară. Peniță de galeș. Știți ce este castravanul? iarbă e, ca leușteanul. Crește în vale, lângă apă, unde rațele se adapă. Verde e cu frunza lată, dată în clococi și zvântată, puse în stratină pe o rână și stropită cu smântână, ori cu ochiuri și cu rânză, o mălai, brânză, ca să știți mai bine rostul și să nu rămâi ca prostul, o să-ți spună găleșanul unde crește castravanul. O peniță de Crăciun pe care am dedicat-o prietenului Paul Zanfir și frumoasei sale familii, unui prieten, prietenului Paul Zanfir, peniță de Crăciun și o pot adresa tuturor celor care sunt prietenoși. Om bun, trezește-te visând. E ziua mare de Crăciun. Și tu, din nord ori sud, din răsărit și din apus, trezește-te cu bucurie că s-a născut Isus. Nădejde ai ca să îți fie sufletul un câmp mănos trezește-te iubind, că s-a născut Hristos. Fii bun, om bun, cum niciodată n-ai mai fost. E seara mare de Crăciun. Privește cerul și vezi bine, uite-l sus. Privește aproapele și în tine, trezește-te sperând că s-a născut Isus. Om renăscut, om bun, cu Maica Lui ce l-a născut, cu Duhul Sfânt, în cer, slăvit și pe pământ, ascultă cântec de Crăciun. Să-ți fie viața cu folos, trezește-te cântând, căci s-a născut Hristos. Om bun, stai treaz, visând, e noaptea mare de Crăciun, lumini se nasc acum iluminând, și grijile de mult s-au dus. Tu roagă-te, iubind mai mult, stai treaz, crezând că s-a născut Isus. Primește n casa ta credința, cu suflet mare, bucuros, stai treaz, slăvindu-l că s-a născut Hristos. Permiteți-mi să vă urez Crăciun fericit să fiți sănătoși, să petreceți frumos cu cei dragi, să aveți sufletul bun, împăcat, împăcat cu sine, să fiți împăcați cu ceilalți, să vă rugați pentru binele tuturor, să vă rugați pentru binele patriei, un an nou cu sănătate și să scăpăm de pacostea asta la mulțean tuturor trăiască Nație.